România s-a cutremurat din nou în această dimineață. Un seism cu magnitudinea 3,4 pe Richter a avut loc în zona Vrancea. În urmă cu 12 ore, tot în Vrancea a mai avut loc un cutremur, însă cu o magnitudine mai mică, de 2,7 pe scara Richter. Sâmbătă, țara noastră a mai fost zguduită de alte două seisme cu magnitudini de 3,9, respectiv 3,7 pe Richter. Cel mai important seism din acest an s-a înregistrat pe data de 24 septembrie în zona Vrancea și a avut o magnitudine de 5,3 pe scara Richter.